de rugăciune în care m-a dus Domnul în problemele noastre, dorințele noastre, cauza fiecăruia în parte și avem această nădejde și credință că Domnul este Cel care a luat aminte la orice cauză și El va da răspuns la vremea potrivită. Am vrea ca în continuare să stăm înaintea Domnului, să mai aducem înaintea Domnului, să mai venim cu o rugăciune și de data aceasta am vrea să fie o rugăciune de laudă la adresa lui Dumnezeu. În Psalmul 63, care a fost citit la ora de rugăciune, spune: fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Și apoi versetul 5, ultima parte: și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Am vrea ca în această rugăciune, pe care vă invit să vă ridicați pe picioare, să o înălțăm către Dumnezeu și să fie o rugăciune de laudă. Avem atâtea motive de a-L lăuda pe Domnul pentru că El a făcut atâtea lucruri în viața ta. Atunci când ți-ai adus cauza înaintea Domnului, El a intervenit. Amin. Și se merită că astăzi să-L lauzi pentru lucrul acesta. Atunci când ai avut o problemă, când ai avut un ecaz, când ai plâns și te-ai rugat înaintea Domnului, El a căutat să-ți rezolve cauza ta și pentru aceasta am vrea ca împreună cu toții avem motive. Și avem aceste, să aducem, când venim înaintea Domnului cu aceste gânduri de laudă înaintea Lui, să-I mulțumim pentru toate lucrurile. Așa cum...